Să crezi. Da? Dacă tu crezi că poți sau crezi că nu poți, atunci ai dreptate. Ca o explicație mai scurtă, de câte ori scrii, îi dai ocazia celui care primește să-și refocalizeze atenția pe o resursă pe care are nevoie să o dezvolte mai mult. De câte ori scrii, dai energie unei resurse pe care persoana o are deja în ea. O are. Pentru că altfel n-ai fi remarcat. Însă folosind-o mai mult, iar da posibilitatea să crească, să se dezvolte mai mult. În psihologia persuasiunii, asta se mai cheamă legea așteptărilor. Legea așteptărilor spune foarte simplu. Când cineva pe care îl respecti sau în care crezi să așteaptă să produci un anumit rezultat, vei avea tendința să te ridici la nivelul așteptărilor lui. Pozitive sau negative? Când cineva pe care îl respecti sau în care crezi se așteaptă să produci un anumit rezultat, vei avea tendința inconștientă să-i confirmi așteptările, pozitive sau negative. Din cele 10 legi ale persuasiunii, asta este cea mai puternică. Gândiți-vă la management, când un manager îi spune cuiva fără raportul, dar din tonul vocii sau din non-verbalul lui îi sugerează că nu se așteaptă să facă raportul până la data promisă sau la calitatea promisă. Când un părinte îi spune copilului lui, hai că poți, dar din tonul vocii sau din non-verbalul lui îi sugerează că nu crede că poate. Deci, în momentul în care transmiți aceste așteptări în mod consecvent, să produc minuni la nivel microcelular în persoana respectivă, din punct de vedere al felului în care își dezvoltă acea resursă.